Bun, Salter, și ne v-am regăsit la un episod din Marvel Super Heroes. Jucăm tot cu caracterul ăsta pentru că, din câte am văzut, e destul de bun. Ia. Uite, am făcut bănuți. Bun, de data asta o să fac o misiune de-aia care trebuie să strângi punctajul cel mai mare sau cât mai mare. Dar de data asta pe una mai ușoară, că am cumpărat-o și nu vreau să fi cumpărat degeaba. Deci, hai să folosim. Solo. Și cred că o să fac vreo 2-3 misiuni de-astea, depinde cât o să stau în ele. Odată cu Iron Man, odată cu Spider-Man. Varianta aia pe negru, nu asta. Dai, asta. Bun, hai să vedem cum ne descurcăm. Sper că mai bine. Că și că prima oară când jucasem o misiune de-asta, tot de Halloween, jucasem, eram 4, acum sunt unul singur. Dintre toți aia 4 eu am avut cel mai mare punctaj pentru că am fost și ultimul care murise. Mai mult cred că am mai ergat pe acolo, dar asta e. Bun, loading. Da. Uite și fantome. Fantomele unor monștri de aia de gheață. Miniatură și miniatură. Da, deja pot să zic că mă descurc mai bine. S-au trecut 40 de secunde. Ciudat. Dar ai trecut dat lângă. Da, e mic și nu reușesc să dau un el. Și când mă duc. Ok. Hai să vedem dacă e ceva care să mă ajute pe aici. Da, putere. Hai că m-a ajutat. Puțin, dar m-a ajutat. Ok. A, uite căpșuni. Perfect, că ne plac căpșunile. Mi se duce damage boost. Bun, nu mai am. Ia la ce o să vin acum. Ok. O să-i strâng pe toți într-un loc și o să folosesc puterea asta pe Yalai. Yalai, Yalai, Yalai. Așa. Ok, bun. Hai, uite și viteză, bun. Și un sandwich. Chiar mi-era cam foame. Aici ce e? Viață, bun. Deși aveam viața acum, dar... Lasă-i mai bine. Yalai, Yalai, Yalai. Da, deci de asta îmi place mie caracterul ăsta, pentru că are multă viață, dă mult damage pe puterea specială sau caracteristică. Și da, e bun. Și după ce termin meciul ăsta, o să joc până și cu Spider-Man, pentru că da, vreau să-l combati. Deja cred că mă descurc mai bine ca de obicei. De fapt, sigur că mă descurc mai bine ca de obicei. Până acum aveam viață luată la jumătate. Arcă. Bun. Și o căpșune. Două. Ok. Deci parcă că e mai puțin acțiune pe aici, dar asta e. Poate facem roșii de mai multe cristale. De mai ce? Experiență. Goal. Lockout, tagged force, are coming your way. Bun. Habar n-am zis acolo la mine, da? Eu voi contua să fiu cu ăștia, pentru că sigur ăsta e scopul meu în viață. A, uite și o mumie, perfect. Da, o mumie. Și am ajuns în Silver. Ai, de capul meu, iar ai o căpșună. O supraviețuim un scroll ăla totuși, nu știu de ce. Am văzut un sandwich, am văzut un sandwich. Bun, 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 bun. Gata. Ia. Stai, ce era pe 2 ala-i? Ala-i. A, da. A, lol, l-am răsturnat. Bun. Răsturnat. Bun.
Da, clar atunci când a jucat în prima dată, jucase de asta pentru că e prea ușor. Deja am ajuns mai departe ca de obicei, aproape. Dar sigur, sigur până acum apărea Order acolo, ori Morbius sau veneau alți monștri și sigur nu veneau de ăștia albi. Sigur. La fel ce am ținut prin cameră, eu mă ocup de asta, mai am viață cam jumătate. Alea a venit ca prost în mine, bun. Uite un sandwich și o căpșună. Ia căpșuna, e mai sănătoasă. Ok. Asta cu mâncarea mi-a amintit de joc ăla cu sesoasele ninja, cu care mă jucam cu drame. Era unul destul de tare, cu multe nivele și multe misiuni. Nu l-am trăit niciodată, era o misiune grea pe un dock, un vapor și așa. Era tare, aveai și de la upgrade-uri pentru puteri, ce mai aveai? Ca să-ți regenerezi viața, cea mai bună mâncare, să zic eu așa, era o bucată de pizza. Sau ce zic eu, bucată, o pizza întreagă. 9 bucăți, aș zice, poate 8. Hai să mănânc că deja, da. Încă sunt silver. Când să ajung eu pe platină, n-o să mai am nicio grijă, pentru că de... Ah, perfect, armură. Și-a venit și Dracula. Și o bombă. A venit și o bombă, aparent. Iar s-a blocat jocul, da. Ok. Bombe peste tot. Blade. Iar ai. Hai să mănânc totuși. Ia-l-ai, l-am luat pe Dracula. Deci mă așteptam să fie la pământ acum. Ce-a fost puterea aia? Și-a venit și Morbius. Nu m-am zis mai bine ca înainte. Ok. Ia-l-ai. Da. Din cauza lui Morbius. Oare aș câștiga dacă aveam Iron Man ăsta la level 20? Ok. Da. Nu. Bun, o să fug pe aici. Poate o să am noroc în viață. Da. Da, am pierdut. 7 minute, 12 secunde, 13. Da. Bun, și acum o să joc și un match cu omul păianjen sau Black Spider-Man. Bun, hai să vedem. 422 de cristale. Mai avem până la 5000, dar nu-i nimic. O să ajungem și acolo. Bun, vreau să joc cu Nick Fury. Cred că o să joc cu Nick Fury. Poate e mai bun, cine știe. Are mai puțină viață, dar poate... Sau cu ăsta? No, știți ce? Cu Deadpool o să joc în episodul viitor și astăzi o să joc cu Avengard sau cum se pronunța, Nick Fury. Ok. Doar level 14. Eu zic că e destul de bun și level 14. Hai să mai facem misiune, poate trecem de silver, deși mă îndoiesc. Da.
Audition, Supermaster and Scary Creeps on the Loss. Lose. Da. Bun, cu Nick Fury, 90, cu 90 mai puțină viață, dar e mai bun în combat. Atacă. Hei. Căpșune. Dar cu Nick Fury e mai avantajos pentru că trage cu pistolul și poate ataca de la distanță. Ce la robot nu putea ataca de la distanță cu puterea aia a doua. Și putere, deși nu-mi trebuie. Ia pe doi ce făcea? Că nu mai știu. Chestia asta cu fulgerul nu știu ce e. Elemental, bun. Tot nu știu ce e. O căpșună pe care am luat-o degeaba, dar asta e. Da, cu bazuca. Wow, bazuca e bună. Stai, îmi trebuie asta. Și asta e cam ciudat. Hai să-l omorăm. Și fantomul nu-i fost boxeor. Iar ai. Cum o tăia rămâne? Ah, perfect. Și o să ni se încarce asta. Și mai făcut 10 puncte. Sau cristale, cum vreți să le ziceți. Ia-l-ai. Bă, și acum l-a stă în spatele meu și îi dă mine. Dar bine că e cam prost și cam dă pe lângă, vedeți? La pe lângă. Ok, uite astea. Cred că asta a fost felul care am locuat pentru că mi s-a încărcat asta și pot să fac asta. Am văzut și fantoma panterei negre pe aici. Sau a fost pantera roz? Cine știe? Ok. Nu trebuie asta. Bun, ia-l-ai. Trage-i. Asta degeaba. Pur și simplu, pe degeaba. Până ce chiar îmi place puterea asta cu Erwin, e foarte utilă. Și te avantajează mult. Ăla a vrut să dea cu o bombă mie. Nu, a tras un pește mine. Am citit ceva pe internet, cum era... L-au împușcat cu cuțitul și au căzut spânzurat. Deci, cum ar fi să împuși pe cineva cu un cuțit? Adică, cum? Să împuși pe cineva cu un cuțit? Are logică. Ok. Când mi apare asta e din ce în ce mai greu. Da, și ăsta verde chiar nu ne vrea. Din cauza lui am pierdut și asta. 210 viață. Am luat o banană. S-o cu 60, bun. Da, încă am pistol, nu? Ia-l-ai. Da, 2, 3. Văd și o bombă. Ok, bine. Mă bucur că m-a ratat. Și totuși, nu înțeleg logic, adică cum poate o mumie să tragă cu raze de laser din ochi? N-are nicio logică. Dar bombele alea chiar aveau logică. Oarecum aveau logică. Și ăsta chiar mă enervează, de alea. Hai să-l omor. Stai și eu cu bombă în el. Mai. Adică l-a lovit Thor. Îl băga minții în cap cu ciocanul. Să gândească de Thor înainte să se pună cu mine. Iar un care aruncă cu
pește minunat. A, tot l-am luat, cred că nu o să-l iau pentru că s-a mutat. Dar sigur n-a murit, acum a murit. Fară plouă. Iar încă un văd să ia la 1, 2, 3, 4. Thank you.
asta, hai să ne luptăm cu doctorul Infern, pentru că de fiecare dată când m-am bătut cu el, am pierdut cel puțin o dată. Și în loc să primesc pe aia de platin, am primit-o pe cea de gold sau pe cea de argint. Cine știe? Noroc.